Noi am îmbrățișat cauza națională în chip dumnezeiesc. Sunt rânduri memorabile din cartea document Călărașii și Renașterea Națională. Autoarea Eugenia Bulat, distinsă scriitoare, luptătoare și voce temerară în anii de eliberare națională, a scris această carte și în calitate de participantă activă la evenimentele care ne-au adus Sfânta Libertate. Volumul va fi lansat în data de 31 august la Roma, la evenimentul comun organizat de Ziua Limbii Române de ambasadele Republicii Moldova și României. Cartea Călărașii și Renașterea Națională are în prim plan lupta și sacrificiul eroilor anonimi din teritoriul pentru redobândirea limbii române și grafiei latine. Revenirea la tricolor, declararea suveranității și proclamarea independenței Republicii Moldova. O istorie încărcată de emoții, de trăiri, de speranțe. O carte scrisă din interiorul acelor evenimente, pentru că doamna Bulat a fost și un om foarte implicat în luptele pentru redobândirea identității noastre naționale. Cartea Eugenie Bulat este un eveniment, un lucru serios, de investigație istorică. Este la ora actuală documentul care bate imaginația, bate ficțiunea. Este o reabilitare a patriotismului. Această carte imortalizează, de fapt, această stare de spirit, de luptă, de sacrificiu, pentru că toată lumea care este în această carte, de fapt, s-a sacrificat și a trăit acele clipe și până la urmă a învins. Doamna Bulat abordează niște lucruri care, din păcate, nu prea s-au abordat, mai ales despre regiunea noastră. După ce a fost lansată la Călărași în câteva biblioteci din capitală, la 31 august, cartea va fi prezentată la Roma, la evenimentul comun organizat de ambasadele Republicii Moldova și României cu prilejul Zilei Limbii Române. Tema principală a acestei cărți este sacralitatea acelor ani de început, sacralitatea idealurilor noastre. Ori unul dintre noi așa și a spus: noi am îmbrățișat cauza națională în chip dumnezeiesc. Așa a fost. Despre asta vreau să amintesc și să ne întoarcem la acea sacralitate și la acea unitate națională. Eugenia Bulat lucrează acum la o carte de traduceri de poezie din română în italiană și își propune să revină la proiectul interdisciplinar Clipa Siderală.